Cercetătorii de la Insemex Petroșan sunt un partener de încredere al Comisiei Europene. Cercetătorii tocmai s-au întors de la un simpozion internațional care a avut loc în Polonia. Scopul întâlnirii a fost acela de a stabili propunerile de proiecte care urmează a fi finanțate. Din punctul nostru de vedere, având în vedere că a fost prima participare, considerăm că avem șanse mari de succes pentru că am fost cooptați în 5 consorții. Consorții constituite pe diverse tematici de cercetare, de la ape subterane și de suprafață, la ventilație, la gaz și cu atât mai mult cu cât participații din cele 5 consorții la care noi suntem parte sunt entități de renume din Europa în ceea ce privește cercetarea științifică, universități, institute de cercetare, companii și așa mai departe din Grecia, Marea Britanie, Polonia, Franța, practic tot ceea ce înseamnă cărbune. Cercetătorii de la Insemex se bazează și pe activitatea de închidere a unităților miniere, această activitate fiind și în atenția Comisiei Europene. În primul rând, pe aceasta ne focusăm, pe perioada post-închidere a unităților miniere, pe rezolvarea problemelor de mediu, de ape freatice și așa mai departe. Pentru că asta e și linia de finanțare prioritară în Europa, unde marea majoritate a mineritului de cărbune este fie închis, fie pe cale de a fi închis. Vreau să mai adaug însă aici că am profitat de această ocazie și am semnat un acord de colaborare, de cooperare cu domnul profesor Iosif Dubinski, directorul general al Institutului Central Minier din Katowice, un institut de renume și de prestigiu. Un acord de colaborare care presupune o cooperare în ceea ce privește activitățile de cercetare pe toate domeniile care sunt comune atât nouă cât și dânșilor. Nu este pentru prima dată când cei de la Insemex participă la un astfel de simpozion internațional.